Din trei pricini se îmbolnăvește trupul. Mai întâi din cauza otrăvurilor, din lipsa postului. Carnea e otravă și se mistuie tot cu ajutorul unui otrăv care este fiere. Apoi sunt și beteșuguri din naștere, moștenit. Pentru că fie mama, fie tată sau chiar amândoi n-au fost treji, ci au fost băuți când s-a zămislit copilul. Femeilor, fugiți de bărbații voștri ca de foc când sunt amețiți de băutură. Apoi multe slăbiciuni vin din desfrânare, pentru că oamenii întrec măsura cuvenită și încep să-i doară spatele, spinarea, șalele, slăbesc nervii și așa devin iuți și nerăbdători. Toate acestea pentru că nu și-au înfrânat poftele și trupul și-a mâncat toată vlaga.